Merge. Eu vreau să fac ceva din aletele, dacă se poate, dați-vă eu un sfat de 102, peste vă câțiva ani, cred că niște ăștia nu o să fie. Din ce cauză? Știți, este așa o expresie, veșnică vreau să strică. Noi suntem niște persoane simple, care dorim, de la dumneavoastră, să vorbește despre milioane, miliarde. Noi nu le conștientizăm, nu suntem apți să le vedem sau asta. Vă spun o singură întrebare dumneavoastră. Eu sunt în Chișinău din 2012. Cererea de apartamente sunt foarte, foarte mari. Din ce cauză? Merge migrația din sat spre oraș. Din ce cauză? Aș dori pentru domnul primar din România să-i dau o singură întrebare. La dumneavoastră, în localitate, ambulanța în cât timp ajunge? Dacă nu vă supărați. În sfert de oră. La noi, maxim sau minim, în 5 ore. Și asta e lucru bine întâmplat, că cineva să mă contrazic. Păi lumea pleacă de sat, de ce? Nu avem minimum de existență, da? Da, noi suntem ca paraziții, să ne adaptăm fără lumină, că am făcut și asta, fără lumină, fără apă, fără asta. Dar de să începem de la simplu la compus. Nu vorbim despre miliarde, despre milioane, despre drumuri bune. Cum să le facem? Noi suntem clasa care muncim pentru dumneavoastră, pensionari. Dacă eu plec, dumneavoastră, patru, rămâneți fără pensie. Eu, achitul pe an, pentru polița de asigurare, în jur de 10-12 mii de lei. Vine cineva, o cumpără în primul trimestru, cât, doamna ministru? 2.000 jumate, da? Sau 3.000. Și face o operație planic din valoare de 50 sau 20 de mii de lei. Eu n-am nici un gestat pentru toată porția asta. Nu e niciun balans, nu e nimic. E, dumneavoastră, de sus, da, mergeți în mașini confortabile, pe drumuri confortabile, în Chișinău, e bine, ambulanța, e bine. Lumea de la sat e dezastru. Dați să lucrăm de aici. Pe noi ne doare, noi primim în fiecare sâmbătă, noi vedem și noi lumea, cum se comportă. Nu e atât de simplu. Da, înțeleg că e mult de rău de lucrat, că e mult de asta, dar ajunge. Ajunge atâtea vorbe, atâtea promisiuni. Că sistemul, că plăcat nu, că nu știu acolo. Dar lăsați-i de la asta. Dar deci, dumneavoastră vreți ca să-i lăsăm după ce au furat miliarde și mi-au lăsat o gaură de 3 miliarde. Mi-au lăsat o gaură de 3 miliarde în fondul social, una de 4 miliarde în bugetul de stat și dumneavoastră spuneți că astea sunt chestii abstracte și să vorbim despre chestii reale, dar de unde să le dau eu oamenilor banii dacă ei au furat? Deci astea nu sunt chestii abstracte dacă dumneavoastră nu vreți să le vedeți cu ochii deschiși și credeți că astea sunt lucruri care nu ne privesc, atunci nu o să se schimbe nimic. Pentru că pe motiv că nu le-am văzut cu toții la timp și nu i-am oprit la timp, în 28 de ani s-a furat atât de mult în țara asta, din țara asta, și au plecat oamenii. Nu există așa ceva, că eu m-am dus și mi-am făcut treaba mea și eu pot să mă duc, să-mi fac lucrul meu, să-mi iau un salariu foarte bun, să nu trebuiască să merg și să văd atâta lume supărată, pe bune. Dar mi-am dat seama că dacă nu mă implic, dacă nu mergem dincolo de lucruri pe care le facem de fiecare zi, atunci o să ne fure în continuare și nu o să fie nici salarii, nici pensii, nici drumuri bune. Deci nu putem să ne permitem luxul să stăm deoparte și să așteptăm să se întâmple lucrurile. Pentru că dacă o să stăm deoparte, o să plece și mai multe miliarde și astea nu sunt chestii abstracte. Astea sunt miliarde care nu au ajuns în drumurile de la dumneavoastră. Ce nu faceți naveta și în timpul 4-lor ani? Ce nu faceți naveta prin sate și în timpul anului? Haideți că eu cred că... Numai perioada de revistă. Asta am o rugăminte. Vă rog să dați întrebarea și pe urmă doamna Sandra. Nu, eu vreau să răspund la întrebarea asta. Da. Eu am fost în, cred că, jumătate din satele din Republica Moldova. Dumneavoastră în câte sate ați fost? Nu scop. Păi dumneavoastră spuneți că noi nu mergem în sate. Eu, în ultimii 3 ani de zile, din banii proprii, cu mașina mea personală, am mers în, cred că, jumătate din satele din Republica Moldova. Că dumneavoastră spuneți că nu merge, că venim odată la 4 ani. Nu, satele sunt multe și de asta am mers și am văzut sărăcie în foarte multe locuri.
la dumneavoastră că lucrurile arată bine. În foarte multe sate în care am fost eu, 4 gospodării sunt deșarte, deci nu e nimeni acolo, sunt abandonate și în a cincea stă un bătrân sau o bătrână. Situația e foarte gravă și e gravă pentru că i-am lăsat pe alții să fure și ne-am gândit că hoțiile de miliarde sunt chestii abstracte. Nu sunt abstracte. Dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să ne implicăm. Eu m-am implicat, oamenii ăștia care sunt aici s-au implicat, oricât de greu le-a fost. Dumneavoastră sunteți tânăr și cu atât mai mult trebuie să fiți interesat să vă implicați. Și să faceți lucrurile bine și să cereți, să înțelegeți cine este corupt și cine nu este corupt, cine fură și cine nu fură și să-i ajutați și pe ceilalți care nu au acces la internet să înțeleagă. Oamenii care, din păcate, în continuare trebuie să vadă doar televiziuni mincinoase pentru că oamenii care au bani continuă să spună minciuni la aceste televiziuni. Deci nu venim și spunem să se facă, nu o să se facă. Noi cu toții trebuie să ne implicăm și miliardele furate nu sunt chestii abstracte și hai să nu vorbim de miliardele furate, că sunt chestii abstracte. Da, vă mulțumesc! Poftim, doamna, doamna Durea, mulțumim! Doamna are o întrebare, vă rog. Eu am o întrebare. Sunt o mamă foarte îngrijorată, am un copil care a învățat, a terminat colegi politehnic în Bărți, a învățat 2 ani, a lucrat în Bărți, am avut 7 luni și s-a săturat și el de leapa asta micuță, cum zice, m-a săturat mai mult de boșul matale care târâită cu gemea în schinare și pâine matale coaptă. Mă duc și eu, șlic și eu, să am rublamente pe znaie. S-a dus în România, în Timișoara, la lucru, tot. Băieții de la noi de sat, acolo, mai avea o săptămână, se întoarcă la noi acasă. Și s-a infectat cu enterocolită și crustigiu, nu știu ce e de boală. A fost 10 zile în comă, 20 în reanimație. Am trimis 300 de mii de lei, care m-a ajutat, mulțumesc satului, copiii din sat care tot lucrează peste hotare, Germania, Anglia, Franța, Olanda, Grecia, atât m-au ajutat. M-au ajutat medicii, agenții economici, m-au ajutat biserică, m-au ajutat școala, copiii de la școală, toți pedagogii. O rămas fără de picioare Anglia, patru prețuri și prăpărdește în mâini. Întrebul, eu pus aici protezul, sunt foarte grele, trebuie schimbate. Prima dată, eu 25 de ani. Mi-a spus, cum aș merg eu, mamă? Eu i-am spus, aș pune proteze bune, medici la el. Am plătit și urgența, 38.000, 9.000 de lei. Tot m-a ajutat țara. Asta într-o noapte am luat și am bătut în sat și m-a ajutat. Lumea mă știe și mă vede. Amu, ne trebuie 10.000 de euro și eu în ajutor. Ca să pot pune picioare la un an jumătate peste hotare. La noi ne-a spus, medicina face, îs tot scumpi, îs tăte, că așa am trecut la reabilitare, înapoi la centru de avânt de protezare din Chișinău, dar nu sunt confortabil, el e slăbuț la mine, el e grel, eu el apuc și el e târ. Vă rog, ajutați-mă și puteți. Da, și primești pensii, 323 lei, grupa severă, grupa întâi, pe viață. Fărdește la mâini și fărdă o picioare. Da, doamna Volpe, mulțumim mult. Eu, da, eu o să succint. Deci, băiatul a fost transportat la Timișoara. Noi ne-am implicat. Eu personal am vorbit cu medicul șef la spitalul de urgență. Dumneavoastră n-ați plătit niciun bănuț la spitalul de urgență. Corect, doamna Volpe? Așa. Deci noi ne-am implicat, comunitatea s-a implicat, biserica, băieții de diaspora au strâns peste 4.000 de dolari din America. Deci toată comunitatea noi ne-am implicat personal. Așa e, este... să fim solidari. Deci a fost o solidaritate extraordinar de mare. Dânsul acum este acasă la părinții, s-a pus niște proteze. Și din păcate noi acum o să încercăm să-l ajutăm. Întrebarea este dacă putem să-l ajutăm cu proteze performante. Da. Noi o să vedem cazul dumneiei și o să... Mulțumesc. Poftim, domnul Bostan. Mă numesc Nicolae Bostan, consilier local. Până când nu candidez mai departe. Am auzit din cuvântarea doamnei Sandu o frază, pensii exagerate. Noi trebuie să luăm pildă de la alte țări, de pildă în Danemarca, diferența dintre leafa minimă și cea maximă e de 4 ori. Vreau să zic că cel care primește
Mai mult în țară, așa o să facem și noi la pensie. În Zuienia de 6 ori, dar la noi de 100 și mai mult de 100. Am pregătit proiect de lege și o să facem asta, o să-l propunem la Parlament. Trebuie de văzut lucrul ăsta. Și referitor la alegerile care se apropie. Noi avem o grupă de mari susținători a blocului acum. Oameni care au umblat la proteste, au dormit în corturi, au fost cu mâncare pentru cei care îi schimbau și au vrut să se înainteze ca consilieri pe lista acum. Domnul Cernei i-a eliminat pe toți. Și lucrul acesta nu aduce, nu ne pare rău, dar s-o credem că doamna prim-ministru pierde timpul cu noi aici. Ce? Pentru că domnul Cernei ca să are probleme de integritate dumnealui. Eu aș spune amănunte, pur și simplu, la vârsta mea nu o să șadă bine. Doamne, că... dacă să-mi permiteți, domn Bostan, eu o să răspund acuș. Deci, domn Bostan, las-mă, vă rog, eu am să-i explic. Pentru că nu toată eu, rușinea, că și eu mi-am adus, cu aiași două mâini mi-am adus și eu. Domn Bostan, las-mă, contribuția la... Eu o să răspund. Vă rog, problemele dumneavoastră de integritate. Da, mulțumesc, domn Bostan. Ca să facem aici în claritate, nu am vrut deschis parantezele, dar blocul acum este format din PAS și platforma noastră. Noi avem echipa de la PP, de la PAS. Respectiv, există echipa de la platformă. A fost o problemă legată de organizația teritorială regională a platformei. A fost demis domnul Bejanaru. Dumneavoastră știți situația de conflict, eu n-am vrut deschid paranteze. Noi, PAS-ul, am înaintat lista de consilieri. Toată lista a fost discutată la nivel de platforma, dar la nivel central, domnul Mospan și domnul Grusu. Respectiv, echipa de la platforma ta a fost omisă de către conducerea de vârf a platformei, dar nu are doamna Sandu sau eu sau domnul echip nimica cu platforma ta. Deci, vă rog frumos, dacă nu cunoașteți niște lucruri interne, nu aduceți acuzații. Ceea ce legat de integritate, dacă o să-mi aduceți careva probii, eu o să vă răspund. A doilea. Echipa care a fost aici, doamna Sandu, sunt băieții care susțin un alt candidat. Foarte bine. Asta e competiția. Toți diferiți, toți egali. Și domnul Bostanu este brigadier în gospodăria lui domnul Vladimir Agachi, care în campanie electorală, când domnul Nantoi mergea pe toate străzile Ciuboti, prin Pepen cu domnul Achim, domnul Agachi de 3 ore a trecut cu mașina și nu s-a salutat și a făcut agitație pentru domnul Brașovski, a dus cu microbusul de aici oameni. Și mă întreb, de ce domnul Agachi, care domnul Bostan spune că el e mare susținător a blocului acum, nu a dus și de data asta aici? Pentru Nantoi eu tot timpul am votat. Bravo! Mi-a părut bine că nu am văzut împreună cu doamna sa. Domnul Bostan, bravo! Însă, ca să vă liniștesc și mai mult, o să vă dau desertul. Dacă dumneavoastră, domnul Bostan, haideți, eu închei. Deci, ca dumneavoastră retrăiți la detalii, doamna Agachi, ca dumneavoastră spuneți că niște consilieri au vrut să candidez la bloc acum, așa de tare au vrut să vin la bloc acum, că candidează la Partidul Democrat a doua pe lista candidatului. Dar domnul Agachi, care tot a vrut tare mult să fie la noi pe lista bloc acum, candidează la Uniunea Salvați Basarabia cu domnul Ion Ion Bărsănel. Hai vă rog să închid din paranteză, deci... Noi suntem loc acum, ne-am arizat ca concurent. Mulțumim, domnul. Da, scui prin fântâna din care ai domnul. Bun, mulțumim, domnul ăsta. Așa, atunci eu tot felul de detalii am să știu mai multe despre localitatea dumneavoastră. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu sunt... Domnul primar a vrut ceva să ne spună. Domnul Rotundu, poftim. Urcați aici, urcați. Eu n-am vrut să intru în detalii și nici n-am să intru să știți în politica internă a țării dumneavoastră, că nu. Eu am să vorbesc doar de ceea ce înseamnă administrația publică locală. M-a întrebat un coleg din sală, al dumneavoastră, vis-a-vis de sistemul de sănătate. Să știți că chiar când am făcut acel document de înfrățire, am avut în vedere efectuarea unui proiect pe fonduri elvețiene, deci nu structurale, n-am intrat în termeni tehnici, dar, dumneavoastră știți, Elveția finanțează sistemul de sănătate și au proiecte de genul ăsta. Să știți că eu am propus Comunii Pepeni un proiect de înființare a unui centru medico-social, care de altfel în Comuna Dăgeni deja a fost făcut, am primit și am investit în Comună 1 milion de euro în sănătate. Același lucru se putea face
și în oglindă, în Comuna Pepeni, nu am avut cu cine să lucrez. Îmi doresc ca domnul Oleg să poată accede aici la primărie. Știu că este un om vis-a-vis de studii. Să știți că primarii au nevoie de studii. Doamna prim-ministru spunea foarte bine, dacă noi nu știm să scriem proiecte și nu suntem capabili să învățăm, nimeni nu ne dă bani. Următoarea etapă, da, asta este, de a depune proiecte. Dar acele proiecte trebuie scrise de cineva. Iar dacă acel om nu are studiile necesare și capacitatea de a înțelege și de a avea viziune ce trebuie făcut și unde trebuie să ajungem, nu o să avem. Dar am o întrebare de, ca și musafir, îmi cer scuze. Cât costă un bec în Republica Moldova, doamna prim-ministru? Un bec. Da. Depinde de care. Deci, legat de administrație publică locală, cred că domnul primar găsea 30 de becuri să pună sau asta. Eu notă pozitivă să... Cred că a fost bine că am discutat. Poate am clarificat și noi unele lucruri. V-am auzit și pe dumneavoastră încă o dată, v-am auzit toate durerile. Mergem să ne gândim, să căutăm bani, să căutăm soluții. Eu vă mulțumesc frumos încă o dată pentru rezistență, pentru faptul că sunteți aici, pentru faptul că mergeți împreună cu noi în continuare și vă urez succese mari. Ne urăm nouă împreună succese! Avem o rugăminte, echipa care crede că trebuie să facem o poză cu doamna prim-ministru, afară pe scări o să facem o poză de grup. Întunerica, venim aici în scenă, vă rog frumos să venim aici lângă scenă să facem o poză, echipa, vă rog foarte mult.